Seria de evenimente organizate la Castelul Cantacuzino din stațiunea Bușteni cu ocazia împlinirii a 182 de ani de la nașterea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a debutat cu vernisajul unei interesante expoziții de fotografie. Cu această ocazie au mai fost expuse și două caiete de lucru ale prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino din perioada studiilor sale de la Paris, dar și portretul acestuia realizat de pictorul Costin Petrescu, o pictură în ulei care se întoarce la castel după mai bine de 71 de ani. Expozițiile au fost realizate cu sprijinul lui Ion Mihai Cantacuzino, stră-nepot al prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, dar și cu sprijinul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. În prezența unui număr mare de invitați și vizitatori, organizatorii au evocat personalitatea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. A fost nu numai un rafinat iubitor de artă și felul cum era decorat castelul spune mult în această privință, dar a fost și un mare iubitor și păstrător al tradiției românești. Prin această prima ediție a evenimentului Luna Nababului, Castelul Cantacuzino își deschide porțile după mai bine de 70 de ani către cultură și istorie. În acest sens, partenerii culturali, dar și viitorii parteneri au fost invitați la Bușteni pentru a fundamenta colaborările existente, dar și pentru a dezvolta altele noi. Castelul Cantacuzino a reintrat în circuitul turistic în anul 2010, iar actualii proprietari au ținut să păstreze pe cât posibil din arhitectura sau ornamentele originale. I don't think so. That for all European touristic point, it's very important. But let me say that for three. Nu cred că doar din punct de vedere european este un foarte important punct turistic, dar trebuie să vă spun că de 3 ani de când am redeschis această locație turistică este într-adevăr foarte importantă. Pentru mine este o bijuterie de construcție. Aici poți găsi stilul eclectic, poți găsi stilul bizantin, dar și cel nou brâncovenesc, piese unice care nu se mai găsesc nicăieri în România. Pentru mine, acest castel se aseamănă puțin cu Neuschwanstein. Cunoașteți, desigur, castelul din Bavaria. Evenimentul Luna Nababului este și un prilej pentru promovarea Castelului Cantacuzino, o bijuterie arhitectonică mai puțin cunoscută publicului larg. Astăzi se împlinesc 182 de ani de la nașterea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. Sigur, un moment unic, un moment istoric pentru orașul nostru și un moment pentru a promova prin dumneavoastră mass media acest loc minunat așezat exact în fața Monumentului Eroilor Neamului. Construit în stil neoromânesc după planurile arhitectului Grigore Cerchez, Castelul Cantacuzino adăpostește în sala de primire o colecție de heraldică unică în România, care reprezintă blazoanele familiilor de boieri încuscriți cu Cantacuzini, dar și o serie de picturi votive cu iluștri membri ai familiei Cantacuzino din ramura munteană. Aceasta, dar și expoziția temporară de fotografie sunt deschise publicului vizitator zilnic între orele 10-19. Yeah.